Bună tuturor! În acest video vă voi mai prezenta cuburile mele principale, fiindcă ultima dată am făcut asta cam acum un an și cu ocazia că împlinesc cam 5 ani de speedcubing, voi face acest video. La 3x3, proba clasică, folosesc un MoYuwei Long GTS magnetic. Se mișcă foarte bine, este foarte controlabil din cauza magneților, iar recordurile mele oficiale sunt pe acest cub. La single 7 secunde și 86 de sutimi, iar la average 9 secunde și 84 de sutimi. Îl recomand și chiar este un cub cu adevărat bun. La 2x2 folosesc un MoYuwei Po. Cubul se mișcă foarte bine. Este o mișcare destul de fină, este ceva mai bun ca un MoYuwei Po, ca un MoYuwei Link Po. Vi-l recomand, cu recordurile mele pe el sunt de 3 secunde și 21 de sutimi average și 2 secunde și 11 sutimi single oficial. Și chiar se merită cubul acesta. La 4x4 folosesc un UCE magnetic, magnetizat de Mihai Căpăținescu. Cubul este foarte controlabil, cred că este cel mai bun 4x4 pe care l-am încercat vreodată. Însă ce nu-mi place la el este plasticul negru. Cred că mai bun este cel color, fiindcă observ piesele mai bine pe el. Dar chiar se mișcă foarte bine, este extrem de controlabil. Și nu mă încurcam deloc pe el. Am recordul național la single pe el, 32 de secunde și 52 de sutimi și am un average de 37 de secunde și 55 de sutimi scoase pe acest cub după magnetizare, deși 32 a fost înainte de magnetizare. La 5x5 folosesc un Qiu Chuang, înainte foloseam Yuxin negru, recordul meu la average este pe acest cub 1 minut și 17 secunde, iar la single este pe Yuxin 1 minut și 9 secunde. Cubul se mișcă foarte bine, de când îl folosesc am scăzut cu vreo 50 secunde și vi-l recomand. Se mișcă foarte bine și foarte fluent și eu nu prea mă încurc pe el. La 6x6 folosesc un Qiu Hua versiunea a doua. Nu știu dacă este cel mai bun 6x6 de pe piață, dar este mult mai bun decât vechiul meu main MoYu Aoshi. Este foarte fluent cubul, are o mișcare foarte fină, la fel ca toate ciurile și se întâmplă să mă mai încurc pe el. Cred că dacă l-aș magnetiza s-ar mișca ceva mai bine. Iar recordurile mele sunt de 2 secunde și 23 de sutimi oficial single și 2 secunde și 28 de sutimi average. La 7x7 folosesc un MoYu Aofu magnetizat tot de Mihai Căpăținescu. Înainte de magnetizare chiar intenționam să-mi schimb cubul, dar după magnetizare a devenit foarte stabil. Chiar se aliniază cum trebuie straturile și nu mă mai încurcam deloc pe el. Este un cub foarte bun, mai ales după ce a fost magnetizat. Și am recordul național la single pe el, 3 minute și 23 de secunde. Iar la average am un average de 3 minute și 51 de secunde. Mai dă pup din când în când, fiindcă e dita mai cubul, dar chiar se mișcă bine și la fel, este foarte fluent. Și are o mișcare foarte fină. La Square One folosesc un Qi Volt, este mult mai bun decât vechiul meu main, care era un MoYuwei Long. Recordurile în prezent îl am pe el la single, 14 secunde și 47 de sutim, iar la average îl am pe acel MoYuwei Long, care average era undeva la 23 de secunde. Și cubul este foarte controlabil și taie foarte bine, slice-ul este foarte bun și chiar vi-l recomand dacă vă place Square One-ul. Este foarte fluent și chiar scot timp foarte bun pe el, în comparație cu un Weilong Square One. La Pyraminx, unde nu mai am record național, acum folosesc un X-Man Bell, chiar ieri mi l-am luat, adică ieri l-am primit, și înainte foloseam un MoYu Magnetic Pyraminx, mult mai bun decât un MoYu Magnetic Pyraminx, scot cam cu vreo, nu știu, 10-20 de sutimi mai puțin, dar chiar se simte diferența. Adică e mult mai controlabil și chiar nu mă încurc absolut deloc pe el, adică este foarte fluent și chiar se merită. Recordurile mele, 4 secunde și 43 de sutimi average și 2 secunde și 19 sutimi single, oficial. La Skube folosesc un Qi parcă Wingy se numește. Cubul este foarte bun, este mult mai bun decât vechiul meu main, care era un Skube de la MoYu, prima versiune. Nici nu se compară, mișcarea este foarte fină și foarte controlabilă. Scot cam cu vreo
2 secunde, 1 secundă, 2 secunde mai bine decât pe un Moios Cube și chiar îl recomand. Este foarte controlabil și foarte rapid. Și recordurile mele nu sunt pe acest cub, fiindcă nu aveam Cube-ul ăsta când am participat ultima oară la Cube. Am 6 secunde și 31 de sutimi average, 4 secunde și 31 de sutimi single. La clock folosesc un Lingao. Nu știu dacă să spun că se mișcă bine sau nu, fiindcă nu prea există foarte multe clock-uri. Este acesta și cel de la Robix. Fiindcă are un mecanism complex, se mișcă un pic mai greuț, dar așa, per total, chiar îmi place. L-am dat și cu lub și pe aici, pe la rotițe. Și a devenit mai controlabil și chiar scot timp bun pe el. Oficial am recordul național la single, 8 secunde și 56 de sutimi, iar la average am 12 secunde și 2 sutimi. La Megaminx nu prea fac Megaminx cam deloc, folosesc un Sengshu, nu știu dacă e Aurora sau nu. Cubul nu vi-l recomand absolut deloc, dar e Megaminx-ul meu, n-am ce să fac, trebuie să-l prezint. Se blochează în comparație cu noile Megaminx-uri, cum ar fi X-Men Galaxy sau G-Hank sau multe altele. El se mișcă bine, na, pentru începători e un Megaminx bun. Recordurile mele nu le am pe cubul ăsta, i-am pe un G-X-Men, prima versiune, al unui prieten. Single, parcă 1 minut și 38 de secunde, iar average 1 minut și 49 de secunde. Asta în condițiile în care pe cubul ăsta scot vreo 2 minute, 2 minute și 10 secunde, hai că se simte diferența. Ca și lub, adică puleiul acela pe care îl dau în cuburi ca să se miște mai bine, folosesc un The Fast TFS 350, cred că spune de fapt, e de la The Fast Shop. Este doar 10 lei și este foarte bun. Și încă o întrebare pe care mi-o adresează foarte mulți oameni, de unde comand eu cuburi? De pe două site-uri, de pe The Fast Shop și de pe Genius. The Fast Shop este din Cluj, Genius-ul este din București. Ambele sunt două magazine la fel de bune și găsiți cuburi la o calitate foarte bună. Mulțumesc că m-ați urmărit și ne mai vedem!